Bună, dragii mei! Am să vă fac astăzi o etalare cu două pachete de cărți de oracol, oracolul angelic și oracolul arhanghelilor, două oracole angelice așadar, oracolul îngerilor și oracolul arhanghelilor și vă invit să vă alegeți una dintre cele trei variante cu îngerașii. Primul îngeraș cu părul maro, al doilea este îngeraș cu părul verde și al treilea este îngeraș cu părul albastru. Alegeți-vă varianta cu care voi rezonați. Poate ați observat că am creat aici și o atmosferă așa sărbătorească, de magică, de sărbători. Mi-am împodobit casa cu culorile sărbătorilor de iarnă și sper să vă placă acest coffee shop pe care l-am creat special pentru această etalare. Așadar, vă invit să vă alegeți una dintre cele trei variante, gândindu-vă la săptămâna care urmează, săptămâna 14-20 decembrie, la ce vă doriți voi și să vedem ce mesaj au îngerii pentru săptămâna următoare, ce sfaturi, deci când folosi două pachete de cărți de oracol, oracolul acelui și oracolul arhanghelilor, pentru a vedea care sunt mesajele divinității, sfaturile divinității pentru săptămâna următoare. Și am să încep cu prima variantă, cu varianta cu îngerași cu părul roșu, să vedem ce sfaturi au îngerii pentru săptămâna care urmează, pentru ce vă puteți bucura, ce reușite puteți avea, care sunt energiile săptămânii 14-20. Vă va ieși aici îngerul cunoașterii, îngerul vindecării și îngerul relațiilor. Ceea ce îmi spune că poate unii dintre voi veți avea niște revelații, veți aprofunda, veți înțelege niște lucruri, vă veți vindeca, vă veți ocupa de vindecarea voastră a unei situații sau a unor persoane. Veți avea mai multă înțelegere despre niște relații. Aveți nevoie, poate, să vă vindecați într-o o relație, să vă împăcați cu cineva. Rugați-vă acestor îngeri al vindecării și al relațiilor ca să vă ajute să vă înțelegeți rolul vostru în relație sau ce puteți face ca să vă îmbunătățiți relația sau să vă vindecați relația, să vă iertați unul pe altul. Sau depinde ce relație aveți cu cine aveți voi ceva, poate neplăceri, neînțelegeri. În săptămâna următoare este o săptămână a vindecării, așadar a iertării, a înțelegerilor unor lucruri. Poate unii veți avea și o foarte bună intuiție, deci aveți niște capacități extrasenzoriale mai puternice. Vă descoperi niște talente, poate chiar să veți descoperi că aveți darul previziunilor, al premoniției sau îl veți dezvolta mai mult, vă veți ocupa mai mult de acest lucru, vă veți ocupa poate chiar de vindecare, aveți putere vindecătoare, sunteți lucrători de lumină sau vă ocupați chiar de sănătate, lucrați în acest domeniu al sănătății, vă ocupați de vindecarea altora. Și vă dezvoltați și mai mult aceste capacități. În orice caz, aveți de vindecat niște relații, de rezolva niște probleme interumane în relațiile cu cei apropiați sau cu o anumită persoană în mod special. Și să vedem, vă dai numărul 9, 25 și 29, care poate sunt numere importante pentru voi. Să vedeți ce spun și arhanghelii. Arhanghelul Metatron, care vorbește despre faptul că vă protejează și că știe că voi ați ajuns la o stare profundă de devoțiune și necondiționată față de divinitate și de acum înainte veți putea și mai mult să fiți la unison cu puterea divină, cu voința divină pentru a înțelege ce aveți de făcut și cum să faceți. Sunteți binecuvântat, inspirat și ghidat de altă.
alaiul ceresc al divinității prin intermediul acestui arhanghel Metatron. Deci, voi veți am zis că unii veți avea o foarte bună intuiție, poate vă veți folosi capacitățile voastre paranormale, extrasenzoriale, vindecătoare, da? Deci veți reuși să vă vindecați și pe voi și pe alții. Este o săptămână magică, așadar, pentru voi, în care veți descoperi niște lucruri interesante despre voi și despre divinitate, despre rostul vostru pe acest pământ. Și haideți să vedem și la a doua variantă. Varianta cu îngerașul cu părul verde. Să vedeți la voi ce mesaj are divinitatea pentru voi, ce mesaj au îngerii prin intermediul acestor cărți de oracol, ce grăbește la voi. Îngerul armoniei. Deci veți avea mai multă armonie, mai multă pace, mai multă siguranță de sine, poate vă împăcați, primiți vești, vi se face dreptate. Da, poate veți avea de-a face chiar cu cineva din semnul balanței, deci apar noutăți la voi, vești, echilibru, poate mai multă pasiune, mai multă armonie, vă veți pune în armonie cu voi și cu universul, cu restul lumii. Exact, aveți aici îngerul canalizării, intrați în contact cu divinitatea, da? Și aveți și îngerul meditației, deci voi, săptămâna următoare, poate vă veți ocupa mai mult de voi, de spiritualitate, de religie, veți avea revelații, veți avea, da, deci vă veți ilumina sau intrați în contact cu divinitatea. Sunteți un canal de lumină, un canal care transmiteți informații din univers către restul lumii. Deci voi puteți face și călătorii astrale, puteți intra ajungeți la un alt nivel, voi treceți la alte nivele pentru că aveți și îngerul meditației, deci voi prin meditație puteți să vă deschideți și al treilea ochi, dacă nu l-aveți deja deschis, deci voi să vă apropiați de Dumnezeu, sunteți din ce în ce mai puri, din ce în ce mai, pe o treaptă mai ridicată a spiritualității, vă văd eu aici, așadar, sau dacă doriți să aduceți mai multă armonie în viața voastră, să înțelegeți mai mult niște lucruri, rugați-vă Îngerului Armoniei, canalizării și meditației, pentru că vă va ajuta, faceți, odihniți-vă mai mult, reflectați, nu vă grăbiți în a lua decizii, încercați să vă păstrați calmul, să fiți echilibrați, pentru că acest lucru aduce în viața voastră multă stabilitate, armonie, pace. Va fi o săptămână cu mai multă pace, cu mai multă înțelegere, cu mai multă iluminare, da? Cu mai multă înțelepciune. Vă dai numărul 24, 26 și 35, care pentru voi pot fi niște numere interesante, importante. Mai multă energie feminină văd eu aici la voi. Exact, uite, mi-a ieșit și adevărul ultim divin. Voi sunteți sub influența, sub protecția Arhanghelului Gabriel, care îmi spune: sunt un protector al adevărului Dumnezeu și te-a ajuns să fii în comuniune intimă și plenară cu adevărul profund al ființei tale și să-l exprimi cu mult curaj. Deci voi sunteți lucrători de lumină, da? Deci voi veți avea, această săptămână veți avea curaj, veți face dreptate, vi se face dreptate, spuneți adevărul, da? Deci veți avea revelații, veți fi mai aproape de divinitate, veți înțelege, veți fi mai echilibrați. Deci, în orice caz, voi aveți în această o săptămână foarte interesantă, sunteți sub protecția Arhanghelului Gabriel. Rugați-vă acestui Arhanghel Gabriel să vă sprijine, să vă ajute, să vă indice calea pe care o aveți de făcut pentru a vă rezolva problemele voastre, pentru a avea mai mult curaj, să fiți mai determinați, să vă protejeze în acțiunile voastre. Vă ceai numărul 5 pentru voi. Și haideți să vedem și la a treia variantă, la îngerașul cu părul albastru. Să vedem la voi ce se întâmplă, care sunt pentru voi mesajele, ce dorește îngerii să vă transmită, ce sfaturi au pentru voi. Da, voi aveți îngerul meditației și voi aveți îngerul abundenței, deci veți avea un foarte frumos îngerul parcării. Vă veți găsi un loc. Voi poate, aici, unii dintre voi, dacă vă doriți un loc de parcare sau un loc stabil de muncă, de casă, de relație, rugați-vă acestui înger. Aici, mai ales pentru cei care aveți mașină, care conduceți, deci acest înger al parcării vă ajută poate să învățați să parcați, să știți cum să parcați mașină, dacă aveți de dat poate pentru școala auto, poate unii dintre voi. În orice caz, aveți îngerul abundenței aici, deci veți
avea niște daruri, niște bani, niște beneficii, relații, cadouri, nu știu, abundență de bani, vă vin niște bani, primiți niște bani, veți avea câștiguri, oportunități de câștiguri. Și aveți îngerul meditației care îmi vorbește la fel și voi să reflectați, să meditați, să vă puteți trezi din punct de vedere spiritual sau veți ocupa mai mult de a vă calma lucrurile, a vă liniști, găsiți răspunsul în meditație, în liniște, în căutările voastre interioare, da? Le veți găsi, găsiți răspunsul și veți găsi un loc de parcare aici, să zic așa, aveți locul vostru, aici fie figurat, fie la propriu, adică voi aveți un loc al vostru pe care nimeni nu vi-l poate lua, vă veți găsi, veți reuși să vă stabiliți într-o anumită relație, veți ști unde, cu cine să fiți, de la cine, cu cine, la cine să cere sprijin. Aveți în abundență tot ce vă trebuie ca să obțineți ceea ce vă trebuie. Dacă vă doriți poate o mașină sau vă doriți o casă sau vă doriți ceva, voi veți putea obține pentru că aveți acest înger al abundenței. Cereți ajutorul îngerului abundenței să vă ajute, să vă ghideze ca și îngerul parcării, ca și îngerul meditației pentru a avea reușită în ceea ce vă doriți voi. Văd aici numărul 35, 17 și 6, care pentru voi pot fi foarte importante, poate în această săptămână, și să vedem și care este arhanghelul vostru pentru această săptămână, căruia arhanghel vă puteți adresa în rugăciunile voastre. Aveți arhanghelul Mihail aici și protecție dumnezească infailibilă. Deci voi sunteți sub protecție totală, nimeni nu vă poate dărâma, nimeni nu vă poate ataca, face rău, ce vă protejezi împotriva nedreptății și te ajut să deschizi, să te deschizi către ceea ce este etern și nepieritor. Sunt gata să-ți întind o mână de ajutor oricând te afli în necaz. Îți dau puterea să mergi înainte pe calea binelui, a dreptății și a adevărului. Deci, voi, această săptămână, pentru voi, este o să de-aia spune și să și meditați. Voi sunteți pe drumul cel bun, pe calea cea bună, pe drumul adevărului, atâta timp cât credeți în divinitate, cât urmați, să zic așa, o cale divină, bazată pe principii sănătoase de viață și valori reale, atâta timp cât mergeți pe baze solide și vă protejează Arhanghelul Mihail, deci în orice circunstanțe, orice probleme ați întâmpina, dificultăți, rugați-vă acestui Arhanghel să vă ajute pentru a descoperi binele, dreptatea și adevărul, da? Deci știți cum că și Iisus spune, eu sunt calea, adevărul și divinitatea, dreptatea, să zic așa, da? Vă ghidează acest Arhanghel Mihail, vă numărul 50 aici pentru voi poate este important. Deci aveți o săptămână binecuvântată de divinitate în care veți avea din abundență tot ce vă trebuie, nu vă va lipsi nimic și veți găsi și locul vostru sau poate vă cumpărați mașina sau vă luați carnetul. Da? Deci în orice caz meditați, reflectați și nu vă grăbiți, cereți sprijin în divinității pentru că îl veți primi, da? Parcă cercurile sunt deschise ca să reverse către voi bogăția de informații, de relații, de bani, de circumstanțe favorabile ca să vă aducă belșug și bunăstare în viața voastră, să vă îndeplinească dorințele. Cam asta e ce văd eu și la a treia variantă. Eu sper că v-au plăcut aceste predicții cu îngerii, cu arhanghelii și că săptămâna care urmează, 14-20 decembrie, va fi pentru toată lumea aici, din toate punctele de vedere. Vă mulțumesc că ați fost și astăzi alături de mine pe canalul meu de YouTube, Crista Roth, și vă doresc în continuare o zi plăcută și să iubiți și să fiți iubiți. La revedere!